Bună balanță și bine ai venit la citirea ta pentru anul 2024. Aceasta este valabilă atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo analizez toate cărțile de tarot, le clarificăm, îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici. Vedem de unde vine norocul și care e surpriza în 2024. Dar hai până atunci să vedem ce spun arhanghelii pentru tine în 2024, pentru balanță. Pentru balanță. Un an de putere, dragi balanțe, pentru toată lumea. Mesajul pentru tine în 2024 este din partea arhanghelului Mihail. Este cel care te ghidează, cel care te ajută în acest an. Numerele importante pentru balanță: 4, 6, 10, 1, 46. Simt că este vorba despre o decizie legată de familia ta, o decizie legată de viața ta privată, o hotărâre care ție îți va aduce liniștea, îți va aduce pacea, dar în același timp îți va da și un nou început în viața ta. Culorile importante pentru tine sunt albastru deschis, albastru închis sau blue marine, auriu foarte mult văd, lila, argintiu și non-culoarea alb. Arhanghelul Mihail este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o realizare considerabilă pe calea eroului spiritual. Și meriți să te bucuri necondiționat de starea de invincibilitate divină. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Deci, dragi balanțe, un an 2024 în care vei fi un erou, în care te vei simți invincibil și mai mult decât atât, foarte multe balanțe, veți lua decizii extraordinar de mari în acest an. Să vedem și cuvântul magic pentru tine în anul 2024, care este acesta pentru balanță. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Hai că e un an intens, da? E un an în care ești un erou. Ai spada în mână, iei decizia. Cuvântul magic pentru balanță în anul 2024 este manifestare. Da? Deci prin manifestarea lucrurilor tu poți să aduci magia. Adică ceea ce simți, aia să faci. Ceea ce simți, aia spui. Da? Foarte multe balanțe în 2024. Vedeți că o să aveți o conexiune profundă cu planul spiritual și o să puteți aduce în planul material foarte ușor orice gând, orice sentiment. Dar este important să îți manifesti intențiile, să acționezi din punct de vedere practic. Bun, să vedem în continuare, dragi balanțe, și tarotul ce transmite. O să folosesc un tip de citire pe care l-am mai folosit în 2021. Știu că vouă, cel puțin, v-a plăcut foarte mult acel tip de citire în care analizez toate domeniile vieții. Bani, familie, prieteni, iubire, afaceri, copii, relații, carieră, toată zona asta, tot ce se poate analiza. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie voi să faceți. Ce spune tarotul pentru balanță în anul 2024? Este un an în care totul depinde de tine, totul depinde să iei atitudine. Lucrurile se pot manifesta mult mai ușor în viața ta. Bun, interesant este că a ieșit deja o carte, 8 de spade, și o voi lua în considerare ca fiind a doua energie generală pentru tine în anul 2024. E ca un moment de blocaj pe care îl simți aici, da? Te simți ca la închisoare. Te simți blocat într-o situație, dar vezi tu, blocajul ăsta ține de mintea ta, da? Te simți îngrădit într-o situație anume. Unii puteți avea o legătură foarte puternică cu justiția, da? Cu justiția, cu actele, dar mi se pare foarte interesant că această carte a ieșit la fiecare zodie până acum, deși am folosit
De fiecare dată alt pachet de tarot, deci nu a fost același. Foarte interesant. Energia generală, da? Principală, pentru balanță, în anul 2024, este 4 de monede. Aceste două cărți au în comun ideea de blocaj, ideea de stagnare. Dar în același timp te văd foarte încrezător în tine în acest an. Banii vor conta foarte mult. Reușești să te stabilizezi, reușești să devii mult mai sigur pe tine. Și foarte mulți dintre voi reușiți să rezolvați ceva ce ați amânat foarte mult timp. Poate este ceva legat de o sumă mare de bani, de o casă, de un teren, de un loc de muncă. Foarte interesant, dragi balanțe. Multă stabilitate, stabilitate materială. Unii foarte mult văd aici că aveți legătură, nu știu, cu justiția, cu actele. Poate vă căsătoriți, vă despărțiți. Aveți ceva important. În poziția ta avem asul de spade. Am început foarte bine. În acest an, tu ai tot felul de idei noi, iei tot felul de decizii importante, radicale. De asemenea, este un an cu victorie pentru tine. Ești victorios dintr-o situație, ești foarte hotărât și asta îmi place enorm de mult. Enorm, enorm de mult. Pe bani avem 7 de cupe pe casa banilor, deci sunt multe oportunități de a face bani pentru balanță, doar că e bine să nu vă bazați pe toate. Poate aveți mai multe surse de venit principale, dar așa cum spuneam, este bine să nu vă bazați pe toate. Poate să fie și un an în care tu este nevoie să vezi ce contează pentru tine cu adevărat și ce nu. Și cu siguranță ai toată susținerea necesară pentru a te trezi la realitate din acest punct de vedere. În continuare avem 3 de cupe pentru balanță. 3 de cupe înseamnă că în acest an tu vei avea tot felul de petreceri, de bucurii mici legate de vecinii tăi, de prietenii tăi, bucurii mici legate de rudele tale, poate este o mică petrecere, o reuniune între prieteni. Ce mai văd este că dacă ai examene din astea mai mici, cum ar fi un examen pentru carnet, deci pentru a lua carnetul, da, ca să poți conduci, aici e de bine, e cu bucurie. O bucurie mică legată de o mașină, legată de un drum. Un an în care reușești să înveți foarte multe lucruri pozitive. Da? Bucuriile vin cumva de pe lângă casă. Pe poziția familiei, pe poziția casei a venit nebunul. Dragi balanțe, o resetare. Aici fie vă mutați undeva, fie apare un nou membru în familie. Este un an în care aveți foarte mari surprize privind viața privată, privind familia, casa. Unii poate vreți să vă renovați casa, cine știe. Dar oricum ar fi, în anul 2024, tu te vei elibera de niște lucruri care nu-ți mai sunt de folos, legate de casa ta, legate de sufletul tău. În continuare, pe dragoste, 2 de spade. Pe dragoste e o lipsă de comunicare, dragi balanțe. Cineva aici stă cu capul în nisip ca un struț și nu comunică. Nu știu cine e, dar poate sunteți voi. Dar văd aici clar o decizie importantă pe care tu o să o iei în dragoste. Dacă ești într-o relație, vezi că anul ăsta se decide, ori e albă, ori e neagră, ori sunteți împreună, ori vă separați. Dacă ești deja într-o relație și lucrurile sunt bune, văd o dorință de izolare, da? Fie a ta, fie a celorlalți, fie a persoanei iubite. Relația cu un copil, uite, devine ceva mai rece, cumva nu prea se mai comunică, fie tu eviți să comunici, fie cealaltă persoană evită să comunice. Și dacă e să discutăm de zona afacerilor, văd că vei fi mult mai secretos în acest an și asta tare bine ar fi, cel puțin în prima parte. Ai de luat niște decizii importante. Să vedem pe muncă, asul de bâte, foarte frumos. Pe muncă, uite, apare un nou proiect, apare un nou loc de muncă. Foarte mulți dintre voi începeți să vă duceți cu plăcere la muncă în acest an, pentru că apar oameni noi, colegi noi, poate apar proiecte noi, moduri noi de a acționa. Și văd că și pe sănătate stați bine anul ăsta, doar că unii dintre voi poate este nevoie să mai faceți sport. Vă simțiți ușurați, aveți foarte multă energie, vă schimbați foarte mult rutina zilnică, văd aici. Relațiile tale, regele de bâte,
Da, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Dragi balanțe, în anul 2024 veți intra în contact cu oameni care nu au foarte multă răbdare. Sunt persoane foarte energice, pline de viață, oameni foarte încrezători în forțele proprii și oameni care vor aici și acum și să fie gata mâine dacă se poate. Da, foarte mulți veți negocia în anul 2024, însă văd clar niște hotărâri importante, da, care apar. Dacă știi că în domeniul tău de activitate se poate să ai parte de o nouă colaborare, asta e cu un bărbat, e un bărbat puternic, e un afacerist sau e o persoană care știe bine să negocieze, știe bine să-și impună punctul de vedere. Unii văd că puteți să aveți un noroc sau puteți să aveți o reușită anul acesta pe zona vânzărilor. În continuare, 5 de monede. Da, dragi balanțe, ceva trebuie să închideți. Eu văd aici clar că pentru unii fie apare o despărțire, fie este vorba despre a schimba foarte multe lucruri în viața voastră legate și de zona aceasta sănătății. E ca și cum poate să apară oarecare pierdere de bani sau o investiție care poate să apară. Fiți puțin atenți anul acesta pe economiile voastre. Da? Pe economiile voastre. Cineva pleacă, cineva abandonează. V-am zis, apare nebunul și 5 de monede. Deci aici ceva se întâmplă, clar. În continuare, regina de spade, o legătură cu zodii de aer ca și tine, gemeni, vărsător, poate o altă balanță, dar e clar că în acest an se rezolvă ceva important legat de niște acte, legat de un proces. Mintea ta este mai clară, începi să știi mult mai bine ceea ce vrei, începi să știi mult mai bine cât valorezi și tot în acest an vezi că reușești să te maturizezi, da? Unii poate aveți o legătură foarte puternică anul ăsta, nu știu, cu un examen final sau poate vă înscrieți la o facultate, dar aici mai bine aș merge pe partea de final. Un an în care foarte multe balanțe, știu eu, poate deveniți profesori, mentori, poate vreți să călătoriți mai mult alții dintre voi, dar cumva este într-un scop de a învăța. Foarte mult o să mergeți și o să închideți acele lucruri care vă deranjează în anul 2024. Reușești să rezolvi, să clarifici ceva legat de un proces, legat de un divorț, legat de o căsătorie pentru unii. Pe cariera ta, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn pentru unii. Dragi balanțe, este un an aici în care trebuie să fiți atenți, da, pe tot ceea ce ține de reputația voastră. Adică ești o balanță singură, ești aflată într-o relație, vezi, nu ține cu dinții de o chestie. Știi cum? Simt aici să vă spun că unii aveți impresia că sunteți blocați într-o relație, că sunteți de mult timp, că v-ați obișnuit, că aveți nu știu ce chestii în comun. E doar în mintea voastră. E doar în mintea voastră. Și trebuie să vedeți ce faceți, pentru că treaba asta vă poate afecta serios reputația sau cariera, dacă nu luați atitudine la timp. Asta e treaba voastră. Pe de altă parte, vă văd foarte sociabil în anul 2024. Îmi vine să mai transmit aici că veți fi foarte autentici, veți fi foarte bine văzuți. Trebuie să mai fiți atenți, în mod special, în relația cu legea, pe tot ceea ce ține de acte, de justiție, să respectați legea, să fiți corecți. Unii vă doriți foarte multă afirmare, străluciți, vă doriți bani, dar pe de altă parte, nu știu, parcă vă e teamă de finalul ăsta, vă e teamă de ceva. Dragi balanțe, ne naștem singuri, murim singuri. Oamenii sunt doar vin și pleacă din viața noastră, e normal să fie așa. E o lege a universului, n-am zis-o eu, că nu, nici mie nu-mi place chestia asta, dar na. Următorul mesaj, eremitul. O legătură cu zodia fecioară pentru unii. Vezi că tu în anul 2024 ai prieteni înțelepți, prieteni frumoși care au o experiență de viață, sunt oameni vechi din viața ta, deci prieteni pe care i-ai de mult timp, pot fi persoane mature, pot fi specialiști pe un anumit domeniu sau pur și simplu sunt persoane mai înțelepte care te pot ajuta extraordinar de mult.
Și mai văd și balanțe care o să vă limitați puțin cercul de prieteni în 2024. Unii începeți să vă gândiți serios la viitorul vostru și să spuneți, bun, ce fac, merg cu turma sau mă duc singur? Ai niște prieteni aici care te pot sfătui, care te pot ajuta foarte mult în legătură cu statutul tău, în legătură cu cariera ta, cu relația cu profesorii, relația cu autoritățile, relația cu persoanele importante. Ultima carte, 8 de monede. Deci, tu în acest an o să vrei să repari foarte multe lucruri. Văd și balanțe care fie lucrați singure, fie lucrați în locuri mai izolate, vreți să vă mai retrageți, vreți să vă mai liniștiți. Este un an în care construiți ceva, faceți voi ceva, dar în secret, v-am spus, în secret. E nevoie, așa cum spuneam, să acceptați o schimbare în viața voastră. În mod special e ceva legat de casa voastră, de statutul vostru. Ceva se termină, ceva se finalizează aici, asta e clar. Și aveți două cărți de noi începuturi, trei, ce mai, și cu nebunul. E clar că e o resetare și e legat și de muncă și de viața privată. Deci peste tot, dar în mod special dacă discutăm de viața ta privată. Unii e posibil să simțiți așa că se dărâmă ceva legat de cariera voastră, legat de locul vostru de muncă. Este vorba despre a aborda lucrurile mult mai serios, mult mai stabil. Încet și sigur. Încet și sigur. Foarte multe lucruri le închideți anul acesta, la foarte multe lucruri renunțați anul acesta. Chiar chestiuni legate de bani, legate de axa aceasta a valorilor. Începeți și voi să vă dați seama ce valorează cu adevărat pentru sufletul vostru și ce nu. Că e vorba de viața privată, că e vorba de viața profesională sau publică, asta e treaba fiecăruia. Dar eu tind să cred că sunt ambele, pentru că acolo e situația. Cumva, dacă vreți, pot apărea și niște responsabilități pe care trebuie să le abordați cu seriozitate. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile pentru anul 2024. Sper să te ajute aceste informații, sper să-ți fie de folos. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, că mi-ești alături. Dacă ai rezonat cu mesajele și vrei la partea bonus, acolo clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți spun și de unde vine norocul, de unde vine surpriza și mai ales vreau să văd neapărat ce-i cu nebunul aici în viața privată, în baza ta emoțională, că ceva se întâmplă. Te îmbrățișez cu drag. Vine să mai transmit că e un moment în care ieșiți din închisoare, ieșiți din blocaj. Da? E un blocaj pe care vi l-ați pus singuri, atenție, da? Voi cu mintea voastră, fie vi l-ați atras, fie e doar în mintea voastră blocajul. Vă îmbrățișez cu drag, un an superb să aveți!